Dragilor, și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Mă bucur tare că sunteți aici. Dacă tot sunteți aici, apăsați butonul de like ca să vadă mai multă lume că am fost plecat în vacanță. Am terminat de montat vacanța mult dorită de iubita mea și mult prea scumpă pentru mine. Dar lăsând gluma la o parte, a fost o vacanță foarte frumoasă, pe lângă peripețiile pe care le-am avut pe acolo. Dacă mă urmăriți pe canalul meu de Instagram și de Facebook, știți că am boxat cu Umbra și m-a spart cu bătaia. Dar să știți că a fost o vacanță foarte frumoasă. Am filmat tot, ca să știți și voi, și poate vă ajut. Dacă cumva ați decis că vreți să mergeți să vedeți această insulă, și sunt mai multe, nu e doar o insulă, sunt foarte multe insule din Maldive. Insula pe care noi am fost este insula Anxana Velaru. Și dacă te hotărăști să mergi în Maldive, eu zic să îți iei notițe și să intri pe toate site-urile posibile și să vezi exact unde vrei să ajungi și ce-ți dorești tu de la vacanță. Noi am vorbit cu foarte multe agenții, aveam o grămadă de oferte. Dar cea mai bună ofertă a fost de la Nordist Travel. O recomand cu încredere. O să vă las linkul în descriere, dacă cumva vreți să lucrați și voi cu aceeași agenție. A fost foarte simplu, s-au ocupat ei de toate actele. Eu doar am plătit și m-am dus cu pașaportul. Așa că, vizionare plăcută. O să fac mai multe episoade, pentru că am stat ceva cu camera să filmez, să vedeți și voi cum este. Și subscribe și like, dacă îți place. Dacă nu, next on Dallas. Hai, vizionare plăcută! De cântărie. Și-a mai venit până. Bagajele, gata, nu mai care de întors, să nu te... Ai încercat să fugi? Nu mi s-a dat, mă. Așa am crezut. Vacanță. Nu, dar mai dă niște. Vom pune un alt Anca, de la Travel. Foarte bune servicii. Scumpe, dar bune. N-am plecat de un minut și a început să ia de mine. Ha, bă, n-am plecat, suntem în București. Ia-l pe ăsta, du-mi-l pe ăla, vine aici, vine mă, pa. Pe unul. Cum ar fi? Matematica, e creșat? 2 kg. Stai, mă, și telefonul. Se suie. Da, ne fură cântarul de acasă, doamna. Nu, de ce, că eu am un program. Nu, veniți. Se. Păi ce faci, domnule? Stai că nu uite, uite. Du-te mai încolo unde ți-a spus. Nu, mai încolo. Du-te pe mijloc. Frate, ca așa ăla. 85. Apărăște și 86 la un moment dat. 85 și am training cu care 5 kg. Mă tot minte acasă că e ușurică. Ia, hai. Am mâncat 3 zile pentru vacanța asta. 55, divorțez, pa, la revedere, drum bun. Mulțumim, să rămână mult. Mare drag. Mulțumim. 11 ore. Sunt ok? 11 ore. Iuhu! Doamna. Nu știu ce m-a condus să merg de vacanța asta. Ce
Ți-am făcut sau ce ai zis? Ce m-a convins? Zbor, că n-a putut să aterizeze pentru că nu erau condiții meteo, cu mine în avion. Și s-a întors de vreo 4 ori. Și e groaznic ce mi se întâmplă, că mai am 2 până la Madrid. 2. Stau de mai mult de 10 minute în autocar. Și vreau la baie. Dubaiul locul tău. Foarte frumos. Mamă, super. Bă, stau de 10 minute în auto, că nu se mișcă. De ce vă rugați să faceți de-a frumos? Tot în auto. Zic eu de ce mergem cu auto. Am zburat la low cost de asta. 84. Low cost am dat 3.000 de euro pe bilet. Cum low cost? 3.000 de euro pe bilete low cost. 25 de minute, 28 de minute am stat în autocarul. Fly Dubai. Știți autobuzul ăla? Din nou în autobuz. Ce să zic? Așa e când plătești 3.000, dacă plăteam 3.100, mergeam pe jos. Și afară vouă nouă și trecut de ora nouă, mai vorbim cu mare altă despre cuna de strada. Cum? Se face aglomerat pe scara de la avion. Și te întreb, îți spun cu... Da. Don't buy, nu în România. Te aude altfel, apa e altfel. Aici e filtrată, e altceva. De ziu, mergem așa prin ploaie, stăm pe scară prin ploaie? Da. Uite că am ajuns. Așa o film, așa ați făcut și voi, dacă ați fost plecați în Madrid, să stați cât de... 30 de minute, 35 de minute în autobuzul ăsta. Așa e? Cum e vremea, mă întrebați. Ha, ce ai vorbit? Mare soare. Am plecat la 12 de acasă, am ajuns în Male. În Male, da. O să vrem cu un avion mic. Agenția de la care am luat bilete foarte drăguță. S-a trimis șoferul acasă când am plecat. Am făcut vestezi. Aici s-a ocupat cineva de noi, adică n-am făcut absolut nimic decât
a avut pașaportul bună și... Înțelegeți? Foarte drăguț. Dragoste. Da, mă. Voi știți cum sunt eu cu avionul. Uite cu ce mă pune să zbor acum, moment. După ce am schimbat două, după ce am stat sus și m-am... Nu vă mai zic. Am ajuns. Stare. Uite. Nici n-am ajuns bine în male și vrea să combine. Uite. Am ajuns de 5 minute și ai început să vorbești cu bărbați. Se pare normal? Cum? Ce ai de discutat? Ce subiecte comune ai de tot discut? Yes. Vezi, vă spun? Avionul nostru a plecat la 9. Știți? Karma doamnei? Voi nu știți, vă zic eu acum. Doamna mea are o karmă bună, tare rău de tot. Să închid porțile. Deci, avionul nostru a plecat la ora 9. Și aici acum, the new boyfriend of my girl, o ex-girlfriend, îi zice că are unul la 12, 9. Mai am decât 3 ore să aștept, you know? Maldive. Hai să mâncăm bătaie. Ce să fac? So first stop is Yashnech, Paradise, it's 14 minutes away. A second stop is Ansana Velavar, it's 5 minutes away. And the third stop is Sansiam Vilarif, it's 5 minutes away from Velavar. Before we depart, empty features, 5 emergency exits, 2 in the flight deck, 2 window exits, 1 at the rear of the cabin. Life jackets underneath your seats, please keep your seat belts fastened. This is a smoking flight. Wish you a pleasant flight. Care e bucuria? Adică asta e, obosești psihic. Uite unde am 24 de ore de când am dormit. Și când te sui numai... N-a contat. Și al nostru e în papuci. Te zice din zi.
Deci de cum e? Da. Și eu stau aici și văd tot. E nebunie. Nu te simți ca pe parcă? Ia uite. Asta nu pornește. It's off? Only one motor. A zis cineva, asta nu pornește. Tu? Eu. Și a zis să mai fac o dată, știi? Mai aterizez o dată, să mai plec o dată. Dar mi-a plăcut ăsta cu apă. Adică, unde pot în casă? Adică, cu apă. Imaginea e ceva, e frumos, dar...
Dacă am avea și o fumă să nu ne mai trosnească vorbitorul, ne-am și pupat, dar... Tremură carnea pe mine, tremură viața, am suflet. Mă duc la pește. Plătesc 650 de euro.